Deci suntem din nou în emisii și iată după furările alea să spunem că dacă nu au fost reușite să spunem să se găsească pe aici vreo mare de petrol, totuși s-a găsit niște apă geotermală, s-a găsit și puțin gaz metan. Am arătat că atunci a fost introdus în zona Iașului acest sistem de susținere și furare cu un cap din ăsta de materiale care sunt de 1 milion de ori mai rezistente decât oțelul, deci practic sapa de foraj pătrunde prin pământ exact cum pătrunde un burghiu de ăsta electric prin lemn și să ajunge la un preț foarte scăzut al forajului. Să mai pun niște tuburi de plastic care sunt ieftine, deci nu este 1 milion de dolari, este practic mult mai puțin. Câteva mii de dolari este un foraj până la 1 km. Și am văzut că au venit chiar muncitorii la sondă să ne arate de legămintele astea, deci o pată de petrol pe fundul unei sticle cu apă, porumbi mici și hamsi în nisip. De pe vremea lui Ștefan cel Mare, apăruseră și niște cărți, legăminte românești. Regretabil era că era implicată și biserica. Tata iar face o anchetă acolo. Se pare că au fost, spuneau niște istorici. Au vrem niște date mai concrete. De când se știa asta? Că asta e o descoperire istorică, domnule. Legămintele astea. Acum știe. Și uitați-vă, ci că se duce. Tata, nu știu unde, că l-a schitul Duga de la un preot bătrân, arată niște pergamente cu un pește, cu 3 porumbi, cu... Explică, așa se ține pentru cei care s-au dat cu turcii. Și se vede că, da, tata cam îl cunoștea pe preotul ăla dinainte, așa, și spune, da, eu am fost decorat în război, niciodată n-am auzit de chestiile astea. Absolut niciodată, că mi-a dat decorația, deci la Odessa s-a făcut o mare anchetă, așa se face, deci la decorarea unor ofițeri, și a fost cu familia aia, n-am avut nici la facultatea de istorie, de atunci, din 1940, de legămintele astea, hamsi în noroi, 3 porumbi mici și pată de petrol pe fundul unei sticle cu apă. Și încet, încet se prind că la bază cine erau, deci organii de partid corupseseră, practic, pe preotul ăla bătrân, deci de vreo 80 de ani, deci 90 de ani aproape avea, deci o vârstă dublă cu tata. Și repede cu niște profesori universitari de la istorie, cu deci culturnici, cum le-am spune acum, cu niște profesori universitari de la geologie, fabricaseră cu un alt om niște cărți de astea de legăminte românești care nu prea se știau până acum. Tata face ancheta și mai să fie arestat din nou.